Spuneam mai devreme că există situația în care apare întrebarea legată de vârsta ideală pentru a face sex și menționam că există adolescenți care poate fac lucrul ăsta doar din curiozitate, dar nu mai iau în calcul și consecințele care pot apărea, pentru că, într-adevăr, ok, sexul poate fi plăcere pentru unele persoane, dar trebuie să îl faci responsabil. Și ca să îl faci responsabil, trebuie să știi să vorbești, de fapt să cunoști și metodele de contracepție. Cum ar trebui să le explice părinții copiilor, adolescenților că sexul este de fapt o responsabilitate și ce ar trebui ei să ia în calcul? Da, din nou, într-o discuție recentă, tânăr adult, un tip, îmi spunea că educația sexuală de care a avut el parte a fost că tatălui a spus la 18 ani să folosești prezervativul. Sigur că asta a venit un pic cam târziu pentru el și da, cred că este corect. E corect să vorbești despre sexualitate și gestionarea propriei sexualități și în termen de responsabilitate, în sensul în care avem o responsabilitate față de sănătatea noastră, ne ducem corpul la doctor dacă este bolnav, avem o responsabilitate față de sănătatea celelalte persoane, avem o responsabilitate, sigur că în sexualitate responsabilitatea asta vine pe mai multe niveluri și mergi la ele cu diferite sensibilități. Una este pe contracepție și protecție, nivelul este, să zicem, cel de bază în care asiguri o protecție fizică mai degrabă. E o protecție împotriva infecțiilor, o protecție împotriva sarcinii, nedorită, dacă ea este nedorită. Dar există și alte tipuri de protecție, o protecție emoțională, felul în care te apropii unul de celălalt, care e mai degrabă zona cealaltă de egalitate între fete și băieți, respectarea deciziilor. Și cumva cred că între complexul ăsta și protecția fizică și protecția emoțională pe care vrei ca copilul tău să ofere persoanei cu care se vede și viceversa, lucrurile astea trebuie discutate împreună ca părinte cu copiii. Și chestiunile tehnice sunt mai ușor de pătruns dacă îți dai acordul ca părinte, ca copilul tău să facă educație sexuală la școală, va primi aceste informații, sunt niște informații tehnice la care el va ajunge. Dar cred că un important ca părinte este să există o claritate despre responsabilitatea emoțională pe care o ai pentru tine și pentru celălalt în egală măsură. Și dacă ți-e clar asta și dacă reușești ca părinte să-i faci asta clar copilului, și aici ne referim adolescentului, bineînțeles, celelalte lucruri vin un pic de la sine. Am auzit de situații în care sunt fete tinere care aleg să facă sex anal sau sex oral doar pentru a nu rămâne însărcinate. Doar că și în aceste situații fac lucrurile astea fără să se protejeze și, ok, scapă de o sarcină nedorită, dar se leagă de o infecție cu transmitere sexuală. Da, cred că e un pic mai complicată conversația decât felul în care o spui tu, deși mă bucur că abordezi tema pentru că e ceva care nu e puțin frecvent, ci e totuși destul de frecvent. Cred că trebuie să, aici intrăm un pic în zona de un pic de violență sexuală, în sensul în care trebuie să ne punem în pielea unei fete, dar și a unui băiat care se simte presionat să facă ceva. În cazul fetelor care fie că își încearcă să-și păstreze ce idee au ele despre virginitate sau fie că încearcă să se ferească de o sarcină, presiunea este foarte mare dacă nu fac un anumit act cu penetrare, dacă nu se implică într-un anumit act cu penetrare, să se implice într-un alt act cu penetrare, unde scopul este penetrarea, sau scopul este să se întâmple ceva. Scopul nu e neapărat plăcerea comună, ci mai degrabă plăcerea unui singur partener. Pot să spun și preferințele noastre sexuale sunt diverse și pe măsură ce creștem le descoperim
din ce în ce mai bine și aici nu... Aici, din punctul meu de vedere, nu există niciun anumit, niciun nivel de judecată cu privire la diferite acte sexuale, etc. Fiecare este liber într-un context de consimțământ și legal. Dar noi putem să spunem din consiliere onest că nu a venit nicio adolescentă la noi să îmi spună n-am vrut să fac sex vaginal pentru că mi-era teamă de o sarcină, am făcut sex anal, a fost așa mișto, dar mi-e teamă de o infecție cu transmitere sexuală. Nu, ci e ceva ce ea mai degrabă a făcut dintr-un anumit tip de constrângere emoțională care se înrudește destul de mult cu un soi de violență emoțională. Și eu acolo mi-aș face grijă, adică mi-aș face grijă nu numai de actul sexual care poate nu a fost protejat, ci mi-aș face grijă și de sănătatea emoțională a acelei adolescente și de cât de ok este acea relație în care se pune așa de multă presiune pe ea și ea nu reușește să spună, băi, nu e ok, nu vreau acum, eu mai am nevoie de timp, la mine în familie situația este așa și lucrurile astea mă presionează, mi-e greu să le gestionez, cumva încerc să iau o decizie care să fie cea mai bună, dar nu reușesc, însă să fac lucrul ăsta pentru tine nu e chiar ok, pentru că na, cumva momentul în care e cel mai bine să-ți începi viața sexuală este când ambele persoane vor și când niciuna nu o face doar pentru sine sau doar pentru cealaltă persoană, ci e ceva ce se întâmplă pentru ambele persoane din partea ambelor persoane. Exact cum ziceai și tu mai devreme, poate exista o anume presiune și mai ales se poate întâmpla ca partenerul să pună presiune pe tine. Cred că am auzit situații în care, nu știu, partenerii să spună nu mă iubești dacă nu vrei să faci asta sau cât să te mai aștept sau lucruri de genul. Și automat adolescenta poate să facă lucrul acesta doar pentru că, nu știu, poate nu vrea să pierdă relația respectivă. Da, și de fapt... Uite, noi avem un videoclip pe canal și cred că e important să integrăm și în curricula pe care o dezvoltăm pentru educație sexuală la școală această dimensiune despre care vorbești, care este despre stiluri de comunicare sau da, niveluri de comunicare. Avem comunicare directă, în care spui direct vreau asta, nu vreau asta. Avem comunicare indirectă când încerci să așa. Și avem și niște manipulări. Nu? Și important pentru elevi și pentru adolescenți să înțeleagă când cineva este onest cu ei și comunică direct și când cineva încearcă să reușească să numească, știi? Dacă tu încerci să mă manipulezi, eu măcar să înțeleg suficient mecanismul și să-mi dau seama că nu e ok, că faci un soi de șantaj emoțional când eu ți-am spus care sunt limitele mele. Limitele mele sunt valide și sunt de respectat și acest aspect este unul central în educația sexuală și pe YouTube și la școală. Cred că am mai întâlnit întrebări pe forumul de tipul, nu știu, am făcut sex neprotejat, nu a ejaculat, dar pot rămâne însărcinată? Da, acel nu clasic. A ejaculat, da, trebuie să, de fapt, prin acel nu a ejaculat, trebuie să se înțeleagă că totuși există un risc. Este un risc poate mai mic, dar el există. Da. Da, e riscul de infecții cu transmitere sexuală, la fel de care tot uităm. După aceea, da, am făcut un întreg videoclip despre asta, pe sexul versus barza. Un status quo este că oamenii de știință nu s-au pus de acord în ce măsură poți rămâne însărcinată în felul ăsta. Din mai multe motive, unul dintre ele, unul important, fiind că există o diversitate mare între bărbați, care dacă nu este măsurată de la bărbat la bărbat, nu știi de fapt cu cine ai de-a face, să zicem, o diversitate mare cu privire la măsura în care există spermatozoizi în lichidul prespermatic sau nu. Asta este un punct. Și după aceea, sigur că toate lucrurile astea, contracepție, etc., folosirea corectă a prezervativului, sunt niște chestii ca adult care ți-au intrat într-o soi de rutină, ca adolescent încă nu ești la fel de îndemânatic și nu ai la fel de multă experiență încât să le folosești corect aceste metode de contracepție și cu atât mai mult și inclusiv metoda coitului întrerupt,
nu a ejaculat, etc. Ai mai puține skill-uri ca adolescent să faci asta, să zicem, cât mai aproape de ce ar fi corect și riscul crește. Prin urmare, de asta noi recomandăm mereu folosirea prezervativului, care este cel mai ieftin, cel mai accesibil. Spuneam mai devreme că există cupluri tinere care aleg să facă sex anal sau sex oral și cu toate astea poate aleg varianta de a practica acest tip de sex neprotejat. Și în cazurile acestea trebuie să le reamintim că pot exista infecții cu transmitere sexuală și ce să vezi, în farmacii există prezervative speciale, nu știu, pentru sexul oral, de exemplu, sau sunt anumite, nu știu exact cum se numesc. Cele cu gust? Nu știu la ce te referi. Dar sunt ca un fel de șervețele care se pun pe vagin, știi, în momentul în care... Da, da, te referi la folia pentru sex oral. Da, folia pentru sex oral. Se găsește destul de rar în România, folia pentru sex oral, din păcate, dar ea este o folie din latex. Într-un videoclip Sexul vs. Barz am arătat la un moment dat cum poți face o astfel de folie și dintr-un prezervativ. Deci se găsesc soluții dacă vrem să ne protejăm și dacă asta devine o prioritate pentru noi. Și da, există niște infecții cu transmitere sexuală. Avem gonoree, sifilis, clamidia, herpes, human papilloma virus, HPV, HIV, tricomonaze. Nu trebuie numărul să le știu. Este foarte mare. Da, noi am făcut la un moment dat un videoclip pe Sexul vs. Barza care se numește 11 infecții cu transmitere sexuală care se transmit prin sex oral. Uh-huh. Trebuie neapărat să le știi pe toate, deși, să zicem, în experiența noastră, tinerii înțeleg și rețin mai bine dacă le arăți, nu știu, cum arată la microscop fiecare dintre acești paraziți sau virus sau bacterii și cam cum, cât de rapid sunt fiecare. Dar e importantă această dimensiune de protecție pentru că, din nou, nu vorbim despre lucrurile astea în neant. Vorbim în România, în care dacă ai o problemă de sănătate pe care poți să o eviți, e ok să o eviți pentru că serviciile după aceea sunt costisitoare, e o sursă de griji în plus, este o sursă de presiune pe corpul tău în plus și în privința infecțiilor mai grave, cum sunt cea de HPV și HIV, avem și repercursiuni mai grave, HPV, zona de cancer de coluterin. Iar HIV, care acum este mult mai bine ținut sub control și unde oamenii reușesc să trăiască mult timp și cu infecția de HIV și într-un fel în care ea nu mai poate fi testată, basically, dacă îți urmezi tratamentul de HIV în mod corect și ai acces la el, nivelul de virus din corp scade așa de mult încât el nici nu mai poate fi identificat când ești testat, ceea ce înseamnă concomitent că nu mai poți da virus HIV mai departe. Deci, din punct de vedere medical, am făcut progrese foarte mari, însă pe chestiunea HIV în România e important de știut că tratamentele de HIV se blochează tot timpul, că nu există suficient bani pentru că retroviralele sunt foarte scumpe. Prin urmare, este dificil să fii persoana care trăiește cu HIV în România. Și asta este unul din aspectele din societatea noastră, real, care trebuie luat în considerare pe partea asta de protecție.